you know where to be found. You got me confused, a little off balance. Thought I knew you, but you got bad habits. I only see through when I'm thinking about you, thinking about you. I'm feeling anxious and slowly breaking. Give you my heart, but you keep my waiting. Searching for answers, no explanation. You make love so complicated. I'm feeling trying to understand. I've been heading down a one-way street, can't turn around. You've been taking every part of me, now you know where to be found. You got me confused, a little off balance. Thought I knew you, but you got bad habits. Trying to understand why I still believe, that what we have was ever meant to last. Guess you made a fool of me. You got me confused, a little off balance. Thought I knew you, but you got bad habits. I only see through when I'm thinking about you, thinking about you. Breaking, give you my heart, but you keep my waiting. Searching for answers, no explanation. You make love so complicated. Searching for the light, been learning to fight through the darkness. I'll get this right, we were born to shine, we still got time, it's not hopeless. Don't look now, here comes that awful feeling, my walls are caving in. Heaven help, I can see my ghost on the ceiling, let me breathe.
Ok, salut, 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 nu știu cât suntem pe live, dar ca idee, vreau să opresc și melodia asta pentru că deja este prea de tot. Ok, hai să vedem, oprim muzica de aici. Ok, bine, acum că am început putem să scoatem și acest text, așa că hai să scoatem de aici și hai să intrăm în joc. Ascultați doar un pic cum se aude melodia asta din joc, bă, sincer este extrem de interesant și așa de relaxantă, totuși... Am mai uitat un lucru de făcut, mai avem un lucru de făcut. Ok, așa, bine. Totuși nu înțeleg de ce nu se aude la mine în căști, gen. Bă, nu se aude la mine în căști. Sau nu știu, nu știu, nu știu mai exact. Ok, vom lăsa așa, vom vedea pe parcurs dacă vor fi ceva probleme, dacă nu, e ok. Ok. Mai fac încă niște câteva teste, gen, ca să văd dacă live-ul merge tot ok. Și începem. Ok, ok. Deci totul merge, totul e ok. Totul funcționează, gen. Așa că hai să ne apucăm să facem aici, să începem harta noastră survival. Așa că hai să vedem. Dăm un single player pentru că vrem să jucăm single. Și să dăm un new game, pentru că n-am mai jucat până acum, am mai făcut un episod înainte pe, pe live, nu pe live, de fapt am făcut un episod pe canal, dar n-am mai jucat, vom juca pe normal, pentru că, na, așa vrem să fie, gen, nu vrem să fie nici prea greu, nici prea ușor. Ok, The Forest arată mișto, ok, și începem aici fiind în avion, avem aici o carte, așa că hai să luăm cartea aia, să vedem ce scrie mai exact în carte. Ok, deci scrie pentru Timmy și o carte survival. Aș apăsa pe space ca să dăm skip la chestia asta, dar stați că se aude ceva. Ok, ok. Mamă, mamă, ce se auzi. Mamă, începe, începe nebunia, ok, începe nebunia. Mamă, 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 mamă. Mamă, dar se aude prea tare jocul aici la mine. Ok, ok, turbulențe, ok, ne-am prăbușit, mamă, uitați-vă cum se vede afară, mamă, 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 copilul este aici, oh my god, ok, ok, mamă, ok, ce aici, hai să vedem, bă, este canibalul aici, bă, ok, deci ne-l fură pe Timmy, nu știu dacă mă face povestea din joc, dacă ai idee, jocul începe așa, este The Forest 1, nu este The Forest 2,
Așa că hai să vedem. Am vrut să joc The Forest 2, dar pur și simplu nu prea îmi place The Forest 2. Așa că am zis să începem mai întâi cu 1 și dacă o să vă placă, o să începem și cu 2. Așa că ca idee, ok, suntem tot numai sânge. Ok, ok, ok. Nu este foame, așa că hai să mâncăm repede ceva. Ok, ne-am cam prăbușit nu prea bine, cam pe o parte avionul ăsta. Dar da, acum trebuie să ne strângem resurse. Ok, hai să mai mâncăm și mâncarea de aici. Sper că n-am scăpat nimic, dar nu prea cred. Hai să vedem, hai să vedem, poate mai este ceva printre scaune. Mâncarea de acolo pot lua? Bă, aparent o pot lua. Mai avem niște doze de suc. Vom lua tot ce este posibil, tot ce trebuie să luăm, pentru că vom avea nevoie pe parcurs de mâncare și resurse și chestii de genul. Așa că hai să vedem, luăm și de aici și mâncăm. Ok, am luat toporul. Mamă, nu pot să mă uit la femeia asta. Mamă, jale ce e aici, uitați cum are degetele, gen, ca idee. Ok, stă, bă, stă într-o, din asta, într-o poziție de selfie. Uitați cum are două degete ridicate, gen. Nu două degete ridicate, dar ține două degete. Ok. Ok, bă, jocul arată destul de interesant. Abia am ieșit și deja, sincer, îmi place. Hai să distrugem aici, habar n-am ce fac, dar tot ce știu este că avem stick-uri pe jos. Ok, trebuie să spargem, cum se numesc, servietele astea sau nu știu exact cum se numesc, să le spargem și să strângem itemele din ea. Așa că avem destul de multe lucruri aici. Mamă, nu așa trebuia. Păi de ce nu dăm cutia asta, gen? Că dăm copac numai unde nu trebuie, gen. Ok, ok, ok. Hai să vedem, hai să vedem. Nu știu dacă le voi lua pe toate astea, dar ca idee. Bă, dă bă în cutie, bă, dă în cutie. Ce faci? Ok. Acum a dat pe lângă. Mamă. Ca idee. Ok, luăm și de aici pastilele. Ok, avem și frunze, o grămadă bețe. Ok. Aș vrea să merg un pic la explorare, dar să mai strângem ceva resurse de aici. Să vedem ăsta îl putem sparge oare. Bă, nu prea pare să putem să spargem. Ok, ca să deschidem survival book, cartea de survival, trebuie să apăsăm pe B, așa că hai să vedem ce avem aici. Ok, deci ne învață cum să facem un molotov. Ok, deci tot ce avem nevoie este de o sticlă de, nu știu ce e asta, lichidul ăsta de aici înăuntru. Ok, apăsăm pe cât? Pe I. Ok, apăsăm pe ei ca să deschidem shelter-ul, dar nu avem sticlă din aia, sau asta-i? Bă, nu știu dacă e asta, ok, punem asta și o bucată din asta. Și acum apăsăm pe G sau C, nu-mi dau seama. Bă, ce s-a întâmplat? Removal. Ok, atunci cum ne craftăm? Pe asta? Combine. Ok, și ne-am făcut un molotov. Ok, ok, deci am învățat cum să facem, cum să jucăm aici. E bine, așa că hai să vedem mai departe, nu știu. Voi merge mai adânc în pădure sau habar n-am, aș vrea să fac o casă lângă mare sau nu știu, dar totodată cred că locul ăsta de aici de la spawn o să-mi fie de ajutor pe parcurs, dar nu știu de ce am impresia asta. Hai să mergem aici sus pentru că văd că e soare, poate avem o priveliște frumoasă aici și mamă. Ok, ok, avem niște serviete acolo și locul ăsta de o casă, băi, e destul de bun să zicem. E poziționat destul de bine, așa că cred că vom cobori acolo jos și ne vom face o casă. Mamă, ce de mare e copacul ăsta. Bă, bă, să nu cad, să nu cad, că dacă cad, aici s-a încheiat și episodul. Ok, văd că avem cutii împrăștiate pe aici pe hartă, e bine. Hai să vedem, trebuie să găsim o modalitate să ne coborâm jos fără să ne rupem picioarele. Dar, da, cred că am găsit deja, ups, bă, n-am înțeles nimic pentru o secundă. Ok, hai să coborâm aici jos. Ok, mai avem niște serviete pe aici, așa că hai să deschidem. Nu știu cât de mult spațiu în inventar avem, dar ca idee. Și nu știu nici dacă toate servietele astea dispar la un moment dat sau rămân aici. Habar nu am, dar hai să vedem. Mai avem aici încă două serviete. Le deschidem repede. Bă, avem un... Mamă, avem un din ăsta, cum se numește, un... Mamă, acum nu-mi vine. Ok, ok, hai să ne spălăm pe mâini. Ok, bam. Înotăm, așa, ușor, cât de cât. Și acum suntem curați, dar cu hainele ude, gen. Dar nu înțeleg unde e logica aici, dar ca idee. Apă mână nu am luat, dar noi totuși bem apă. Ca idee.
Hai să vedem, mai spargem și de aici toată servieta asta sau bagajul ăsta, mai bine zis. Ok. Și hai să vedem, vom face oare casa aici? Putem să spargem stâncile astea sau... Mamă, nu prea cred că putem să le spargem. Atunci nu știu, nu prea cred nici că e un loc bun să ne facem o casă aici, având în vedere că sunt stâncile astea și ne va încurca la construit. În mare parte mie... Mamă, iepuri pe aici. În mare parte mie îmi place un loc unde să fie drept și să nu avem, cum se zice, musafiri pe lângă noi. Așa că hai să vedem, putem să mai notăm și pe aici, ok. Bă, eu zic să ne facem casa aici. Nu știu dacă e ok sau nu, dar arată destul de bine. Hai să vedem ce putem să construim noi mai exact aici. Ok, deci am construit Molotov, Natural Guild, ok, Aloe Vera, ok, Rub, ok, chestiile astea, florile astea nu ne trebuie. Dar ca idee, cred că va fi nevoie de un basic fire, pentru că ne va trebui să facem, să coacem carne și chestii de gen, așa că hai să vedem, putem să punem cumva, o să punem aici jos, ok, deci pe E îl punem, bine, și hai să punem pe C, nu, pe E, tot pe E punem niște bețe, așa că punem două bețe și punem frunze și bam, ok, ok, avem deja un fire făcut, hai să vedem cum îl aprindem, bam, ok, focul arde. Și aparent trebuie să-l întreții cu frunze. Dar, oh my god, m-am ars. Ok, ok, avem... Stai, unde e apa? Avem apa aici, dacă să mergem repede în apă. Ok. Ok, ne-am ars din primele secunde cum am aprins focul. Hai să mergem acum și să începem survivorul la blană. Și să ne facem... Deci avem aici un foc, un campfire. Hai să luăm de acum copaci. Hai să vedem, bam. De ce nu mai dă? Ok. Bam. Bam. Cam greu se taie copacul ăsta, dar ca idee. Hai să vedem. Nu știu, poate mai târziu pe parcursul ăsta. Deocamdată seria asta vrea să fie doar survival. Așa că, nu știu, vom vedea ce vom face după. Poate vom găsi pe cineva cu cine să jucăm și va face jocul ăsta multiplayer. Dar deocamdată jucăm survival. Așa că hai să vedem. Spargem mai ce repede. Bam. Bam. Bam, bă, dar greu se rupe copacul ăsta. Nu știu dacă trebuie să-l dau exact așa unde nu-i tăiat sau habar n-am cum funcționează. Dar nu mai cade. Bă, cazi odată. Hai să vedem, nu știu. Op, ok, ok. Cade! Bam! Ok, ce efecte interesante. Totuși ne-am dărâmat copacul ăsta, dar va trebui să ne facem un loc din ăsta, o casă, ceva. Așa că hai să vedem, deschidem din nou manualul ăsta și ne facem un cort. Bă, nu știu ce să zic de cortul ăsta. Aș putea face o casă, dar deja necesită mult prea mult timp. Așa că nu știu, o cabină oare? Nu știu ce are cabina asta mai exact în ea sau un hunting shelf. Bă, pe hunting shelf ăsta ne va ajuta mult de fapt viitor. Dar nu știu ce să zic, temporary shelter, ok, hai să facem asta deocamdată. De fapt nu, știu că din episoadele trecute știu că se distruge dacă dorme odată, așa că nu vom face chestia asta, așa că hai să vedem. Poate vom face o cabină, în cabină știu că avem mai multe lucruri de făcut, dar nu știu, putem să dăm cumva mai, să vedem mai multe opțiuni. Aparent nu, astea sunt toate lucrurile pe care putem să le facem, dar ca idee, hai să vedem. Facem o cabină oare cu 82 de loguri? Hai să vedem. Cred că vom face cabina asta aici. Ok, e. Și hai să luăm câte un log și să începem construcția. Nu știu câte loguri, 2 loguri cred că este maximum. Și acum cum le pun pe E? Bă, nu știu. Cred că le-am pus, dar nu-mi dau seama. Nu știu, habar n-am sincer dacă le-am pus sau nu le-am pus. Totuși știu că în timp real se actualizează, trebuia să se actualizeze astea aici, dar aparent nu este așa. Mai erau niște loguri aici, ok, 1, 2 loguri și mai avem aici încă un loc. Putem să luăm și pe a treilea? Aparent nu putem să luăm pe a treilea, dar ca idee, hai să punem aici repede. Totuși încă un pic mai avem, trebuie să dăm sunetul la joc un pic mai tare, din câte știu. Microfonul cred că se aude bine. Acum nu știu, hai să văd un pic dacă merge sunetul sau nu merge. Nu știu, habar n-am zis.
Ok, m-am uitat acum pe live și aparent vocea mea se aude destul de bine jocul. Nu știu dacă se aude jocul neapărat, dar vom vedea, așa că hai să vedem. Mergem mai departe și încercăm să tăiem un alt copac. Buturugile astea, nu știu, probabil putem să le stricăm, că arată cam nașpa unde sunt ele. Totuși cam merge cam greu treaba aici, nu știu dacă pot neapărat să distrug ăsta. Sau nu știu, doar dacă se spawneze din nou în același loc, dar habar n-am sincer. Dacă hai să vedem, mai încercăm aici să dăm în el, că poate cine știe se sparge. Dar dacă nu se sparge, nu știu, scriți în comentarii voi, dacă știți cum se sparge ăsta de aici sau nu. A, ok, aparent se sparge, dar nu știu dacă putem să spargem. A, ok. Deci acum știm că putem să spargem și partea aia, așa că este bine. Hai să mai spargem de aici niște copaci, să mai tăiem, nu să spargem, dar ca idee. Hai să vedem. Bam, bam. Bă, cam greu merge aici, nu înțeleg de ce, n-are stamină. Și acum nu înțeleg de ce, că nu lovește nimic, dar arată că lovește. Ok, niște lovituri puternice. Bam, 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 bam. Ok, acum... Acum ne-am învățat deja cum să tăiem copacii, că se taie mult mai ușor ca înainte. Dar ca idee, ok, hai să luăm astea și să le punem aici. În episodul de astăzi cred că ne vom face un pic casa asta aici. Și după vom pleca la minat, nu la minat, că deja o iau pe Minecraft. Vom face cabina asta aici, ca să avem unde să dormim și să nu fim invadați de canibali. Totuși, lemnele oricum se pun, asta e bine. Ok, hai să vedem. Dărâmăm și noi locul ăsta de aici. Unde sunt lemnele alea alte? Le-am găsit, ok, 1. Dar trebuia să mai fie, parcă. Nu prea văd aici. Dar hai să le punem astea înapoi, așa. Și să mai tăiem un copac, 2, 3, 4, cine știe, că mai avem o grămadă de lemne de făcut. Din ca idee. Hai să vedem. Cam greu merge tot la tăiat copaci, dar aia e. Îi vom da așa, bam, bam, bam. Nu știu dacă e diferența asta de copaci, ca unii copaci se taie mai ușor și alții se taie mai greu. Dar vom vedea, vom descoperi jocul ăsta pe parcurs, pentru că deocamdată nu știu mai nimic despre legat de jocul ăsta. Am văzut înainte niște videoclipuri de la Max Infinite că se juca jocul ăsta și de la el știu în mare parte care e treaba cu jocul ăsta. Dar, nu știu ce să zic în legătura cu asta, dar va trebui să o descoperim pe pielea noastră, să descoperim jocul ăsta pe pielea noastră. Și cine știe, poate pe viitor vom face și multiplayer. Mama, a obosit caracterul meu. Ce? Hai să vedem. Bă, cred că avem nevoie de apă, dar nu știu dacă apa aia este otrăvitoare sau ceva. Dar hai să vedem, hai să bem de aici. Putem să bem? Bă, nu ne arată opțiunea. De ce nu ne arată opțiunea să bem apă? Ok, acum arată. Hai să luăm repede niște apă. Bam, bam, op, era să cad. Bam, mai sunt și pești aici în balta asta unde suntem noi. Ok, chestia asta e destul de interesantă. Hai să mai bem încă un pic de apă. Bam. Mai trebuie 78. New Animal Discovery, ok. Dar aparent apa nu ni se mai adaugă la apă, că noi tot bem în continuu, dar apa nu se mai adaugă. Sau, nu, de fapt este apă. Cred că bara aia de la viață e energie, nu este apă, dar ca idee. Hai să vedem unde am mai lăsat noi lemnele astea. De fapt o să luăm copaci așa pe toți la nimereală și să încercăm să facem ceva interesant. Bam, 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 ok. Poate cumva să sparg ăsta. Bam, bam. Ok. Încă un pic. Mamă, e foarte interesant gen cum e făcut jocul ăsta. Cade! Hai să facem așa, să-l împingem un pic. Și să cadă! Bam, ok. Bam. Luăm și lemnul ăsta. Dar știu de ce celelalte lemne se pun așa de departe de casa asta noastră. Dar ca idee, ok. Hai să vedem. Trebuie să luăm toate logurile astea. Nu știu unde mai exact le aruncăm noi. Că unde zboarele mai exact de aici. Dar ca idee, gen, noi tăiem un copac și în loc de 5 luăm doar 2 bușteni din ăștia. Nu prea e profit gen aici. Încă 74 de loguri. Bă, poate pentru ce pot trebuia să facem ceva micuț. Dar hai să vedem, vom dărâma copacul ăsta și vom încerca să facem ceva mai micuț. Pentru că ăsta necesită foarte mult timp și foarte multe resurse, așa că hai să vedem.
Casa asta o vom lăsa așa deocamdată, dar hai să vedem, poate găsim altceva să facem. Hunting shelter. Hai să încercăm cu acest hunting shelter și nu știu dacă pot salva jocul în el, dar hai să punem undeva, bă, aici, cred că e ok. Și hai să vedem ce avem nevoie de sticuri. Pune repede sticurile. Mamă, șopârla. Bă, șopârla. Ok, ok, bam. Luăm repede stick-ul și îl punem aici. Acum ne trebuie 6 bucăți, 4 bucăți, mai trebuie încă 2 bucăți de piatră. Dar ca să luăm de aici repede. Una, două, ok. Bam, și acum tot ce ne-a mai rămas de făcut sunt logurile, așa că hai să strângem repede loguri. Două loguri, bam, fugim repede, le punem aici. Bam, bam. Îmi place foarte mult că se construiește în timp real, gen, pui un log și deja este totul construit. Și asta e destul de fain, gen, sincer, e destul de interesant. Are un mecanism destul de interesant, gen. Ok. Acum nu știu cât lemn mai trebuie, încă vreo 3 bucăți. Cred nu am observat acolo, dar hai să vedem, luăm sticurile astea de aici. Mamă! Bă, am omorât pasărea. Și era o pasăre așa frumoasă, gen. Ok. Hai să tăiem și copacul ăsta și cred că cu ăsta e ultimul copac și deja va fi totul gata. Dar hai să vedem, tăiem de aici repede. Nu înțeleg cum unii copaci se tăie mai ușor și alții mai greu, dar chestia asta îl face destul de realistic. Bă, nu mai am energie. Bam. Bam. Bă, nu mai am energie să tai copacul. Ok, ok, a început și vântul să bată tare. Să sperăm că în noaptea asta nu ne vom întâlni cu canibali. Pentru că, sincer, nu am chef să văd niciun canibal. Dar, nu știu. Când m-am jucat data trecută jocul ăsta, m-am speriat de moarte, gen. Acum exagerez și eu, dar e foarte scary jocul ăsta. Dar totodată e și interesant, așa că îl face și pe ăsta realistic, gen. Hai să vedem, cred că mai trebuie doar un singur buștean. Așa că hai să vedem, pune pe ăsta. Pe G aruncăm bușteanul jos, ok. Iar acum putem să dăm C, să salvăm jocul. Îl vom salva pe slotul 1, ok. Și de acum avem casă. Nu știu dacă putem dormi, dar hai să încercăm de fapt. Nu, mai e încă un pic până se face noapte, sau nu înțeleg mai exact care e treaba cu partea asta de sus. Dar mă avertizează jocul că mi este foame. Acum nu mai știu unde am făcut eu. Aici e campfire-ul. Ok, hai să dăm foc. Bam, și acum hai să punem frunze. Sau frunzele se pun direct? Ok, l-am încins focul. Ok, ok, hai să mai punem niște frunze. Și, nu știu, putem să facem cumva carnea asta. De fapt, pe I se deschide. Ok, și hai să vedem, am luat carnea. Ok, și dacă apăsăm pe C se pune carnea. Și acum ar trebui să așteptăm până se face carnea. Pot să mă pun cumva jos? Bă, nu mă pot pune jos. Ops, cred că am descoperit un bug. Dar nu sunt sigur, gen nu se pleacă caracterul în jos. Și când merg nu se pune sistemul de a pleca, gen. Ok, jocul ăsta e plin de bug-uri. Ok, hai să vedem. Vom lua carnea aia și vom mânca. Ok, deci acum trebuie să dormim. Putem să dormim? E? Nu putem să dormim. Băi, e întuneric deja. R? Putem să schimbăm astea cu casa. Pot să-i pun verde, o să o las verde, gen. Ok. Acum, cum dorm aici? Hai să așteptăm. Încă, nu știu, câteva minute mai trebuie. Dar hai să mai punem niște frunze aici. Să se încindă focul ăsta mai tare. Ok. Mai punem o frunză. Mamă, ce lumină face focul ăsta. Hai să vedem, putem să dormim acum? Nici acum nu putem dormi. Bă, nu se vede mai nimic și asta e cam nașpa, gen. Hai să luăm logo-ul ăsta și să punem aici. 15, avem 16 din 89. Ne-am băgat la creație destul de tare, zic eu. Dar, da. Hai să tăiem copacul ăsta între timp. Bam. Să sperăm că nu vine un canibal. Sincer, nu vrea să vină un canibal. Că parcă îi simt deja cum mă urmăresc. Mamă, mamă. Bam, bam. Mamă, canibalul.
Bă, vreau să dorm, lăsați-mă să dorm. A, acum putem să, mă, să stăm jos. Ok, mai avem încă un pic și se face noapte. Mamă, nu văd nimic. Mamă, ce interesant arată aici cerul. Foarte interesant. Ok. Hai, noapte. Să se facă noapte. Bă, încă un pic. Ok, z. Ne punem repede să dormim. Că nu vrem să ne trezim cu animale. Cu canibale, nu cu animalele. Ok. Acum avem casa, gen avem locul de casă. Cred că va rămâne asta plasat aici. Vreau să mergem în explorare un pic, să vedem care e faza pe jocul ăsta. Poate găsim un ocean, ceva. Sau nu, cine știe. Dacă hai să mergem repede tot. Și băi, foarte realistic, uitați ce iarbă e aici. Foarte interesat, ok. Hai să mergem și să vedem. Avem flori aici. Semințe, nu știu ce s-a asta. Ok. Bă, știu unde suntem. Ok, știu unde suntem. Mamă, ce e aici? Mai sunt încă niște valize. Avem un rechin. Doi rechini avem aici. Sunt morți. Cred. Bă, ești mort? Aparent sunt morți, așa că știu că putem să-i luăm capul. Bă, nu știu dacă YouTube-ul demonetizează chestia asta, dar ca idee. Ok, i-am luat capul. Mamă! Uitați ce interesant arată capul de rechin. Ok, o să-i dăm G și o să-l aruncăm. Acum să-i luăm capul și la asta. Ups. Op. Op. Și încă una. Bam. Hai să vedem, poate asta e mai drăguț un pic. Bă, arată cam la fel, dar foarte interesant. Uitați rechinul. Ok, hai să lăsăm rechinul jos. Pentru că nu avem nimic nevoie de la el deocamdată. Avem aici ce asta? Avem o stea de mare. Aparent e de decorațiune, nu putem să o mâncăm sau ceva. Avem testoase. Bă, la testoase n-aș vrea să omor testoasele deocamdată. Dar știu că avem nevoie pentru ceva apă, shelter de apă sau... A, avem nevoie și pentru carne, așa că bă, dragă testoasă, îmi pare rău, dar trebuie să te mâncăm astăzi. Dacă stai aici... Oh, gata, 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 gata. Bă, cam agresiv e caracterul ăsta nostru. Ok. A, putem să-i luăm capul. Mama, la capul de testoasă. Ok, n-avem nevoie de capul ei. Dar avem nevoie de scut... Nu, scut. Auta cum se numește. Cochilia asta de testoasă nu e cochilie. Bă, cum se numește asta? Nu mai știu. Turtle shells. Nu-mi vine, nu-mi vine, nu știu. Equip, ok, o să luăm așa. Mamă, îl poți folosi ca scut sau... Bă, nu știu, sincer. Dar, na, deocamdată vom încheia live-ul ăsta aici. Am vrut să văd cam care e treaba cu jocul ăsta, așa că dacă eu o să facem live mai târziu sau poate alte dăți. Dacă până data viitoare a fost Daniel. Ciao, ciao.